Potrivit unui comunicat de presă transmis de Direcția Națională Anticorupție, Gheorghe Păsat, dar și Carmen Alexandrescu, Constantin Dirinea, Mircea Predescu, Constantin Riza și Maria Lăzăroiu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu și abuz de încredere, prin fraudarea creditorilor sub forma complicității. În ordonanța procurorilor se reține faptul că în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea au fost de acord să achite suma de 1,5 miliarde de lei într-un alt cont decât cel obișnuit al unei societăți comerciale care asigură asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor la CET Govora, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. De cealaltă parte, vâlcenii se apără spunând că firma a transmis o notificare în care au anunțat Consiliul Județean că a cesionat cu titlu gratuit dreptul de creanță cu garanțiile și accesoriile acestui contract unei firme din Turcia. Deocamdată, cei 6 vâlceni, președintele interimar Gheorghe Păsat, Carmen Alexandrescu, Constantin Dirinea, Mircea Predescu, Constantin Riza și Maria Lăzăroiu, vor fi nevoiți să fie audiați la Iași de instituția care a demarat ancheta. Până atunci își desfășoară activitatea la Consiliul Județean fără niciun fel de îngrădire. Cât privește firma incriminată, ea a folosit aceeași metodă în mai multe județe din Moldova.